Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou videoclip. Suntem în 19 septembrie și astăzi fac ultimele lucrări aici în seră la Ardei, și anume oprirea creșterii, adică îndepărtarea vârfului de creștere, pentru că de acum nu mai este timp să mai fructifice, să mai crească. Mă interesează ca energia plantei să se ducă către fructele deja formate. Restul îndepărtez. De asemenea, toți lăstarii care nu au ardei, nu au fructe legate, nu are sens să-i mai las, îi îndepărtez. Pentru că consumă din nutrienți. Mai fac câteva defolieri aici colo, la fel copilire, îndepărtez tot ce crește pe tulpină și mă uit cu atenție să văd ce se întâmplă pe fiecare lăstar în parte, dacă am sau nu rod. Restul îndepărtez, toți copilii, toți lăstarii care cresc lateral. Și merg mai departe, mă uit cu mare atenție, vârfurile îndepărtez. Aici nu am absolut nimic, nu are sens să mai las, îndepărtez. De asemenea, toți lăstarii care cresc pe tulpină și ceilalți care cresc lateral, îi îndepărtez. Bineînțeles că așa procedez cu toți ardeii pe care îi am în seră și apoi voi face același lucru cu cei care i-am plantați afară în grădină. Eliberez centru ca să se aerisească. Și mă uit cu atenție să văd la fel dacă mai am lăstari care nu au produs. Ei consumă nutrienții și nu își mai au rostul. Oricum, de acum nu mai au timp să mai producă. Și îndepărtăm, facilităm astfel creșterea celor care deja sunt formați. Aceste lucrări sunt foarte importante dacă vrem să ne bucurăm totuși de roade până la sfârșitul sezonului agricol. Iată, a mai rămas foarte puțin și s-a dus și acest an. Dragilor, cam atât. N-are sens să mă lungesc prea mult cu vorba. V-am explicat ce anume fac astăzi aici în seră. După care, bineînțeles că urmează și castraveții, să vă arăt ce anume o să mai fac la ei. Vedeți prea bine, s-au palisat foarte frumos pe această plasă pe care am pus-o noi aici. E plasă de palisare pentru plantele cățărătoare. Este foarte bună, o recomand cu drag. O găsiți peste tot și nu este nici foarte, foarte scumpă. Cam atât pentru azi. Toate cele bune vă doresc. La revedere!